Corojan Ioana. Roșu Rada. 50 de giurgiuveni au primit astăzi pachete cu alimente în cadrul unei acțiuni umanitare organizate de filiala de Cruce Roșie Giurgiu și o societate bancară cu filiala în orașul nostru. În pachete, fiecare beneficiar a găsit alimente de bază, respectiv zahăr, orez, ulei, dar și cozonaci și dulciuri. Banii necesari pentru această acțiune, cât și pentru alte trei campanii similare de la Călugăreni, Bolintin, Vale și Mihăilești, au fost donați de banca respectivă, de angajații acesteia, cât și de voluntarii Crucii Roșii Giurgiu. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, Crucea Roșie Giurgiu, împreună cu angajații unei instituții bancare din Giurgiu, am oferit pungi cu alimente și dulciuri persoanelor defavorizate, celor care cu care soarta a fost crudă. Crucea Roșie derulează în paralel o altă acțiune umanitară. Fondurile au fost primite de la Consiliul Județean Giurgiu. Din aceste fonduri s-au cumpărat alimente care vor fi distribuite mâine persoanelor defavorizate din comuna Malu și Gosinari. Oamenii care au primit pachetele s-au bucurat foarte mult că vor putea pune pe masă de Paște măcar un cozonac. Păi e foarte greu, din ce pensie trăiți? 4.600. Cum veți sărbători anul acesta Paște? Acasă, singura, că n-am copii, n-am soțul, mi-am murit. Deci va fi de mare folos. De mare folos.